Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT, episod în care o să vorbim despre niște lucruri care nu îmi plac, care mă enervează, care nu sunt ok în domeniul IT, în legătură cu procesul de recrutare, cu companiile de IT, cu tot ce se întâmplă legat de IT în România. Și ideea e că am început acest video de la niște notițe, inițial era vorba despre 5 lucruri care nu îmi plac la IT-ul din România. Pe urmă am ajuns la 10 lucruri și acum, înainte să filmez acest video, am ajuns la 12 lucruri. Deci, cred că dacă mai stăteam o săptămână, ajungeam la 15 lucruri și tot așa mai departe. Asta e un video un pic mai diferit pentru că intră un pic mai adânc în IT. Nu mai discutăm despre chestii super basic, super simple, super low, pe care poate le știe toată lumea, algoritm, limbaje de programare, ce trebuie să spui la un interviu, cum trebuie să arate un CV și așa mai departe, ci discutăm despre niște lucruri un pic mai complexe sau mai greu de văzut dacă nu lucrezi în IT, dacă nu ești în IT de mulți ani. Și primul dintre aceste lucruri e faptul că în IT, deși o cerere foarte mare de oameni, nu se dau prea multe șanse începătorilor. Și eu în ultimii 2 ani am lucrat cu destul de mulți oameni. I-am ajutat, le-am dat sfaturi pe partea de proiecte web, astfel încât să-și le îmbunătățească. I-am ajutat să-și facă anumite proiecte, astfel încât să-și găsească mai ușor un job. Le-am dat feedback pe diferite proiecte pe care le-au făcut pentru a le monetiza și așa mai departe. Și am observat că nu prea li se dau șanse acestor oameni începători. Toate companiile încearcă să angajeze oameni care au deja experiență. Ori, piața asta e destul de limitată și crește destul de greu pe an ce trece, pe când există o mulțime de oameni care nu au foarte multă experiență practică, poate au un internship, poate au o școală de IT și nu reușești să-și găsească un job. Cu toate că, fără absolut nicio problemă, s-ar putea integra într-o echipă de dezvoltare, și nu ar trage echipa în jos. Dacă într-o echipă de 10 oameni, unde sunt 5-6 programatori, 7 programatori, mai adaugi un junior care să mai repare anumite bug-uri, să mai facă anumite chestii mici și încet să progreseze, nu cred că te trage în jos și vei avea de câștigat pe termen lung. Deci asta e prima problemă pe care o văd eu. Al doilea lucru care nu-mi place este lipsa educației complementare. În toate companiile de IT, oamenii își dau certificări tehnice, fac tot felul de cursuri tehnice, învață tehnologii noi, dar nu prea există educații pe partea de management, unde sunt niște probleme destul de mari cam peste tot, și chiar dacă sunt anumite cursuri pe partea de management, sunt foarte, foarte slabe și ajung la un nivel destul de low, nu intră în chestii mai avansate, chestii de, nu știu, de prin care poți să înțelegi angajații, prin care poți să rezolvi anumite probleme fără să pari că încerci să te impui cu forța. Bineînțeles, nu prea există training-uri pe partea de marketing, pe partea de business. Noi, în general, suntem în România doar oameni tehnici și asta e o problemă destul de mare. Al treilea lucru care nu-mi place este atitudinea de superioritate a IT-știlor. Fie că e în legătură cu altă categorie de oameni, nu știu, cu oamenii din construcții, cu șoferii, cu oamenii care servesc la restaurante, fie că e vorba de IT-ști care sunt pe un nivel mai jos din punct de vedere al seniorității. Sunt foarte, foarte mulți IT-ști care au o atitudine de superioritate, ei crezând că dacă au niște cunoștințe tehnice, asta îi face să fie mult mai important sau mai bun în ceea ce fac. IT-ul, după părerea mea, nu cred că reprezintă mai mult de 50% partea tehnică. Restul de 50% e reprezentat în IT de o mulțime de alte lucruri, printre care soft skills, modul în care te organizezi, corectitudinea și etica pe care o ai și o grămadă de alte lucruri. Deci faptul că tu ești un arhitect cu foarte multe cunoștințe tehnice nu înseamnă că ești un bun IT-ist.
Al patrulea lucru care nu-mi place este lipsa de implicare socială. IT-ști în general au destul de mulți bani în România, sunt o pătură mai superioară sau o pătură superioară, dacă pot să spun așa, din punct de vedere salarial. Deci își permit mai multe lucruri și își permit să doneze, să facă acțiuni caritabile, să se implice în cauze sociale, dar nu sunt prea multe. De exemplu, aici în Cluj, unde IT-ul este într-un foarte mare boom, nu se prea implică lumea, nu se prea implică companiile, se implică doar o dată de două ori pe an atunci când sunt sărbătorile alea mari și când vor să-și facă puțină imagine pe baza unor campanii de CSR. Ajungem și la punctul 5, un lucru care nu-mi place e lipsa de colaborare între companiile IT. Avem în Cluj IT Cluster, care pur și simplu nu înțeleg cu ce se ocupă și ce face, se tot întâlnesc, fac proiecte, dar nu există un rezultat palpabil, mare. Companiile de IT din Cluj nu prea colaborează. Nu am văzut să se strângă, nu știu, cei mai mari 10 jucători de pe piața de outsourcing din România și să încerce să atragă ceva aici în Cluj, să atragă o companie mare, un proiect mare, să-și împartă cumva oamenii astfel încât toată lumea să aibă de câștigat. Nu, fiecare e pe felia lui, îi merge bine încă, câștigă destul de mulți bani, mai există încă oameni astfel încât să poată crește prin volum și mai departe nu ne interesează ce se va întâmpla în viitor. Uite, așa ajungem și la punctul 6, creșterea prin volum. În România avem foarte, foarte mult outsourcing și ca să crești un asemenea business trebuie să crești prin volum, prin volumul de oameni. Nu poți ca și companie de outsourcing să câștigi de 10 ori mai mulți bani de la un an la altul. Ca și companie de produs poți să faci chestia asta, poți să câștigi și de 100 de ori mai mulți bani. Dar, din păcate, lipsa de viziune ne ține în stadiul ăsta în care dacă vrei să îți dublezi banii încasați în compania ta IT, va trebui oarecum să-ți dublezi și numărul de angajați. Punctul 7 e legat de un anumit triunghi, o să-l pun pe aici dacă o să-l găsesc pe internet, unde e vorba despre calitate, rapiditate și bani. Tot timpul în outsourcing trebuie să alegi cumva dintre două astfel de lucruri, renunțând la ceva destul de important. În general, calitatea din outsourcing nu e mereu cea mai bună, și am făcut un video mai vechi, eu o să încerc să-l pun din nou aici sus, în care vorbeam despre companiile de outsourcing și cum colectează ele angajați mediocri. Da, e adevărat, majoritatea companiilor de IT colecționează sau colectează sau adună angajați mediocri care scriu un cod mediocru și na, așa merge treaba de pe o zi pe alta, găsind proiecte noi, clienți noi și așa mai departe. Al 8-lea punct e legat de interviuri. Interviurile care nu sunt neapărat foarte umane. Se cer foarte mulți algoritmi, se merge foarte mult pe partea psihologică, de ce ai plecat de la jobul trecut, ce crezi că poți să faci aici la noi după ce o să te angajăm, hai să vedem cât de multe cunoștințe ai, la ce proiecte ai lucrat în trecut și așa mai departe, fără să existe ca prim interviu o discuție umană sau poate nu există nici la al doilea sau la al treilea interviu în cadrul aceleiași companii o discuție umană prin care tu să discuți uman cu persoana pe care vrei să o angajezi, să vezi ce își dorește, să vezi de ce e capabil. De multe ori oamenii se blochează la întrebările tehnice. Dacă nu știi să faci un anumit algoritm, ok, nu, probabil nu o să te angajăm, căutăm pe cineva cu mai multă experiență, dar nu vezi că poate omul ăla pe care îl angajezi și știe acel algoritm e o persoană mai dificilă sau e o persoană care vrea să-și impună mereu părerile și ideile lui și astfel ai de pierdut pe termen lung mult mai mult decât ai lua o persoană care nu știe în acel moment un algoritm, dar poate să-l învețe în o oră, două de pe Stack Overflow. Punctul 9 e lipsa informării. Oamenii în general, cei din afara domeniului IT, știu doar de programator și peste tot și în IT, cumva programatorul este punctul principal al unei companii. Pe când există foarte multe joburi în IT, pe lângă cele din programare, există oameni care se ocupă de partea de management, project manageri, product manageri, poate chiar team leads. Există oameni care se ocupă de partea de testare manuală, automată, de performanță, de securitate. Există oameni care lucrează pe partea de design și user experience.
și există oameni care se ocupă pe care lucrează pe partea de date, baze de date, analiză de date. Există oameni care se ocupă de business analysis, adică încearcă să înțeleagă ce ar trebui să facă o anumită aplicație astfel încât transpunerea unei idei în practică să fie cât mai exactă. Da, din păcate oamenii nu știu despre toate aceste joburi și roluri și majoritatea se concentrează pe jobul cel mai banal, adică programarea, unde e și puțin mai greu mi se pare să intri ca și începător, dar unde avem cele mai multe cursuri. E o chestie foarte dubioasă aici pe care nu o înțeleg. Punctul 10 care nu-mi place e piața de startup-uri din România. Chiar și aici în Cluj, dacă mergi la evenimentele de startup-uri, o să vezi aceiași 2-3-10 oameni care mai ciugulesc și ei de la oamenii cu bani, fondând câte un mic startup care moare după un an, doi. Își dau premii între ei, fac tot felul de evenimente unde se premiază unul pe celălalt și așa încearcă să rămână relevanți de la un an la altul. Oamenii ăștia, practic, ei nu fac absolut nimic, ci doar trăiesc în zona asta de tehnologie, în IT, în zona de startup-uri, pe lângă oamenii cu bani, așa, de pe o zi pe alta, fără să aducă foarte multă valoare. Chestia asta, din nou, e un lucru care nu-mi place neapărat. Punctul 11 e legat de frică. Deși există foarte multe oportunități în România pe partea de IT, foarte multe companii care angajează foarte multe joburi și proiecte și lucruri pe care poți să le faci pe cont propriu, oamenilor le este frică să înceapă acele lucruri, să pornească pe drumul lor sau pur și simplu să le spună șefului care îi enervează și bate la cap, I will shit on your table, și apoi să-și dea demisia. Nu știu de ce există chestia asta, această frică, poate pentru că suntem în Balcani, suntem o țară care a avut un trecut comunist, oamenii n-au trecut peste anumite mentalități, suntem mai săraci decât alții, avem rate mai mari decât alții sau mai multe decât alții, nu știu, dar e o problemă destul de mare și asta. Și uite că am ajuns și la al 12-lea punct, ultimul din acest video. Un lucru care nu-mi place e lipsa de implicare a guvernului în zona asta de IT. Pe lângă facilitățile legate de taxe, adică programatorii, IT-ști în general, nu plătesc acel impozit pe venit, care e 10% dacă nu mă înșel, deci nu e o facilitate incredibil de mare. Și oricum banii aceia 10% care merg la programatori sunt cheltuiți în general tot aici în România, deci ajung tot în economia locală. Pe lângă acest lucru, guvernul nu se implică foarte, foarte mult. Ar putea, de exemplu, să faciliteze modul în care poți să-ți deschizi o companie sau un startup. Să poți face chestia asta de la calculator, într-o zi, două, nu zic o oră și să completezi un formular, dar să poți face chestia asta într-o zi, două, doar de la tine de acasă, fără foarte multă birocrație. Sau un al doilea lucru, să înființeze niște fonduri regionale de seed money. Și practic cu fondurile alea, nu știu, să zicem că în zona Transilvania, toate județele contribuie cu 50-100 de mii de euro pe an, se strânge o sumă, nu știu, poate se strânge 800, un milion de euro și acei bani să fie investiți ca seed money în startup-uri din acea zonă geografică, din Transilvania. Cu un milion de euro probabil poți să investești, ai putea să investești în probabil 100 de companii, 50-100 de companii, pentru că e vorba de seed money, niște sume mai mici, 10-20 de mii de euro, 50 de mii de euro poate. Dar oricum vei avea niște investiții tu ca stat în câteva zeci de companii în fiecare an. Din aceste companii, dacă una, două reușesc să spargă bariera asta a țării, a Europei și să ajungă ceva, un jucător important la nivel global, ai avut de câștigat foarte mult. În modul ăsta ajuți și la dezvoltarea domeniului IT și la dezvoltarea unor business-uri și la creșterea locurilor de muncă. Bine, astea sunt doar două soluții la care eu m-am gândit în câteva minute înainte să fac acest video. Sunt sigur că dacă ar vrea, guvernul ar putea implementa aceste lucruri și ar putea găsi și alte soluții care să ajute domeniul IT, dar din păcate, nu știu ce se întâmplă, sunt alte priorități în țara asta, lucruri care mă depășește.
Bun, astea sunt cele 12 lucruri care nu-mi plac în domeniul IT. Acum te rog tu să-mi spui în comentarii ce alte lucruri nu-ți plac sau dacă te regăsești în aceste lucruri sau dacă simți că e nevoie să discutăm mai în detaliu despre unul dintre aceste lucruri, pentru că aș fi absolut fericit să fac încă un video în care să intrăm în detalii pe anumite probleme. Mersi că te-ai uitat și abia aștept să ne vedem la un video viitor.